Primarul Severinului, Marius Creciu, lansează un apel către toți factorii importanți din județ pentru a-și uni forțele în vederea rezolvării, dar mai ales a urgentării discuțiilor legate de termoficarea orașului pe timp de iarnă. Cum toamna se apropie și cum nimic nu este sigur din tot ce s-a stabilit până acum, autoritățile locale continuă seria întâlnirilor cu lichidatorul Raan, cu reprezentanții unor ministere pentru a găsi soluții legate de agentul termic. Luni la 10:30 am convocat o întâlnire cu toți factorii decidenți de la nivelul județului, pentru că am nevoie de sprijin în asigurarea termoficării pe timpul iernii. Eu până în acest moment am discutat cu foarte mulți factori de decizie, Ministerul Mediului, Ministerul Energiei, am trimis documente la cabinetul primului ministru, cabinetul președinției României, am lucrat în această vară, să sperăm că acum, odată cu terminarea concediilor, și cei care ar putea să ne mai dea o mână de ajutor, să o facă. Luni, la 10:30, avem întâlnire inclusiv cu domnul lichidator financiar, domnul Borza, cu doamna secretar de stat Corina Popescu, mulți oameni care pot să pună umărul la asigurarea termoficării pe timp de iarnă. Sper să și o facă. Culoarea politică nu trebuie să influențeze deciziile ce îi privesc pe severineni, mai ales în această situație. Marius Creciu cere ajutor tuturor și este convins că nu vom sta în frig la iarnă. Sunteți încrezător că Severinul va avea căldură în această iarnă? Sunt încrezător și de aceea vreau să îi responsabilizez pe toți cei care sunt și răspund de județul Mehedinți. Nu ținem cont aici de latura politică, nu mă interesează latura politică. Am chemat reprezentanții tuturor partidelor, deputați, senatori, oameni care au putere să ne sprijine și eu doresc din tot sufletul ca ei să se implice. N-am ținut cont de niciun fel de problemă politică. Pur și simplu cei care, într-adevăr, au posibilitatea să implice și să sprijine. Sunt două soluții pentru furnizarea agentului termic în sezonul rece, repornirea centralei de la Halânga și finalizarea construcției noi termocentrale. Care ar fi cea mai viabilă soluție să asigure agentul termic? Noua centrală sau centrala de la Halânga în continuare? S-ar putea găsi o soluție pentru asta? Sincer, eu merg pe ambele variante. De aceea vreau sprijinul și pentru centrala Halânga. Cei care lucrează în acest moment la noua investiție spun că ar avea soluții. Nu pot să mă culc pe urechea asta că ei reușesc. La ce spun și raportat la ce muncesc acolo e o diferență între vorbe și fapte. De aceea am convocat această întâlnire. Am făcut demersuri și pe varianta centralei Halânga, ne-am împotmolit puțin, dar există posibilitatea ca centrala să fie repornită și Severinul să aibă apă caldă și căldură începând din 1 noiembrie. Problemele încălzirii municipiului în sezonul trecut au început încă de anul trecut, odată cu intrarea în insolvența Raan Mehedinți și mai apoi cu falimentul termocentralei.